Alarma la 112 a fost dată de femeia care administrează localul. Puțin după miezul nopții, a observat pe camerele de supraveghere că bărbatul încearcă să intre în cafenea. Apoi acesta a tăiat cu maceta cablurile de internet și de la camere. Medicul a încercat să fugă de polițiștii de la secția 1 care ajunseseră la fața locului, însă a fost prins imediat. Bărbatul a fost condus la audieri, iar în urma extinderii cercetărilor s-a stabilit că acesta ar mai fi săvârșit o infracțiune în dauna aceluiași local. La data de 16 decembrie 2023, prin forțarea ușii de acces, bărbatul ar fi pătruns în incinta cafenelei, moment în care ar fi incendiat camera de depozitare, fiind provocate distrugeri la nivelul pereților. De asemenea, au fost distruse mai multe bunuri, printre care și obiecte electronice, prejudiciul fiind de aproximativ 7.000 de lei. Potrivit unor surse, medicul în vârstă de 33 de ani a comis faptele după ce a consumat alcool și medicamente din categoria benzodiazepinelor, care au efect psihoactiv. El a fost reținut pentru 24 de ore și apoi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind cercetat pentru două infracțiuni de distrugere.